În imediata vecinătate a stadionului pe care Gloria Bistrița a scris de-a lungul anilor multe capitole în primul eșalon fotbalistic și care poartă acum numele Lordului Jean Pădureanu, în imensa sală de sport care la rândul său dă numele altui titan al sportului local bistrițean Gheorghe Bogza, s-a desfășurat între 25 și 27 iunie Paleta de Argint, competiție de tenis de masă rezervată jucătorilor sub 10 ani. Sala a fost arhiplină, luată cu asalt de cei peste 200 de copii participanți, dar și de părinții veniți să-i însoțească, mulți dintre ei aflându-se la prima lor competiție de o asemenea învergură. Încă de la intrarea în sală te întâmpină chipul de pe soclu al celui care a fost tehnicianul Gheorghe Bogza, decedat în urmă cu 5 ani, o vitrină plină cu trofeele sportivilor de la CSM Bistrița și o serie de tablouri care surprind momentele de glorie ale acestora. Și tot la intrare, indiferent de mărimea lor, mesele sunt transformate ad hoc în teren de antrenament pentru cei mici. La numai 2 pași distanță, în tribune, se pot citi emoțiile de pe fața părinților, cu siguranță emoții mult mai mari decât ale piticilor din țarc. În concurs sunt și 3 sportivi legitimați la CS Pristavu Câmpul Lung, Andrei Ciapraz, Alexandru Popa și Șerban Contanu, cu toții la primul lor concurs oficial. Optimismul dinaintea competiției, când fiecare a promis locul întâi, nu a avut deocamdată acoperire. Tinerii jucători mușceleni au ascultat indicațiile antrenorului Laurențiu Gheorghiu, însă abia au reușit să-și treacă în cont câte o victorie la debutul lor într-o competiție oficială. Cel mai aproape de un dublu succes a fost Andrei Ciapraz, care la ultimul meci din grupă a avut 2-1 la seturi și 8-5, însă a fost întors și astfel a ratat calificarea pe tabloul principal.